Mai mult de jumătate dintre moldoveni își doresc ca țara noastră să facă parte din familia europeană. Totuși, o parte dintre aceștia continuă să fie sceptici în ceea ce ține de aderarea Republicii Moldova la blocul NATO. Potrivit experților, în continuare se menține impactul puternic al propagandei Kremlinului pe subiecte ce vizează securitatea și agresiunea rusă din Ucraina. Datele au fost prezentate în cadrul unui sondaj de opinie realizat de comunitatea Watchdog privind percepția dezinformării și preferințele politice ale moldovenilor. Potrivit sondajului, este în creștere numărul moldovenilor care susțin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Mai exact, 58,8% salută ideea aderării. Între timp, pentru aderarea Republicii Moldova la NATO, optează 34,6% dintre cei intervievați. Totodată, sondajul arată că peste 52% dintre respondenți consideră că războiul din țara vecină trebuie oprit cât mai curând posibil, chiar și cu prețul cedării unor teritorii către Rusia. În același timp, peste 22% dintre participanții la sondaj consideră că vinovat de război se face Vladimir Putin, în timp ce Federația Rusă este considerată vinovată de declanșarea războiului de către 22% dintre cei intervievați. Alte puțin peste 18% dintre respondenți susțin că vinovate s-ar face Statele Unite ale Americii sau conducerea Ucrainei, în dreptul căreia au bifat peste 14% dintre cei intervievați. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, din totalul celor deciși, peste 47% ar vota pentru Partidul Acțiune și Solidaritate. În Parlament ar mai accede blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor cu 26,6%. În topul preferințelor mai intră și Partidul Politic Șor cu puțin peste 10%. Potrivit sondajului, președinta Maya Sandu ar câștiga detașat dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale. Peste 38% dintre respondenți au declarat că și-ar da votul pentru ea în timp ce la mare distanță, Igor Dodon ar fi votat de peste 18% dintre cetățenii Republicii Moldova și doar puțin peste 6% l-ar susține pe edilul Ion Ceban. Din același sondaj mai aflăm că sursa de bază a știrilor din care se informează moldovenii o constituie televiziunea cu 48,2%, urmată de Facebook cu 31,9%. Totodată, peste 51% dintre respondenți au spus că se informează online de pe site-urile de știri. Sondajul Watchdog a fost realizat pe un eșantion de 1015 persoane cu vârsta de 18 ani și mai mult în perioada 4-13 aprilie. Marja de eroare este de 3,8%. On nous la soutend.